Festivalul dedicat compozitorului oltean a fost primit cu încântare de publicul din Caracal. Chiar dacă nu le-a mai dat posibilitatea spectatorilor să fredoneze melodiile lui Radu Șerban, concurenții i-au încântat prin calitățile lor vocale și prestația scenică. A fost foarte frumos și mă bucur că a fost reînviată această tradiție a cenaclului Radu Șerban și mă bucur că au venit număr mare caracalenii și a fost o seară foarte frumoasă și mulțumim foarte mult organizatorilor. Ne-a plăcut foarte mult. Special am venit. O concurentă ceva în mod deosebit? Ultima. Ne-a plăcut foarte mult ultima. Nu mai știu cum o cheamă. Ne-a plăcut enorm. De toți concurenții, cum au cântat. O concurentă special? Nu vreau să fac, mi-au plăcut toți. Încântați de nivelul concurenților din acest an au fost și membrii juriului. Am avut concurenți foarte buni și cu siguranță marele compozitor de aici din Caracal merită ca în fiecare an să crească valoarea festivalului. Organizatorii festivalului iau în calcul ca de anul viitor să modifice regulamentul festivalului. Dacă reușim să aducem orchestra pe scenă, putem să revenim la obligativitatea de a interpreta o piesă de Radu Șerban, ceea ce ne și dorim de altfel, pentru că, așa cum se știe, piesele lui Radu Șerban au fost foarte valoroase. Câștigătorii ediției de anul acesta au fost Bianca Tache, locul al treilea, Claudia Dumitriu, locul al doilea, ambele din capitală, iar locul întâi a mers la Alba Iulia, grație vocii lui Gabriel Cândrea. Trofeul festivalului a fost câștigat de o bucureșteancă, Elena Petcu.